pentru a anunța situațiile privind eventualele deplasări sau pentru a depune documente specifice procesului de supraveghere, persoanele vizate de această restricție sunt rugate să contacteze Serviciul de Probațiune Maramureș telefonic, prin fax sau e-mail. Măsurile au fost dispuse de către directorul general al Direcției Naționale de Probațiune, activitatea Tribunalului Maramureș și a Judecătoriei Baia Mare, desfășurându-se la acest moment fără restricții. Serviciul de Probațiune Maramureș își desfășoară activitatea în incinta Palatului Justiției.